Pesta porcină africană a revenit în județ la doar câteva luni de la stingerea tuturor focarelor. Primele cazuri au fost confirmate luna trecută, iar în ultimele zile specialiștii au declarat alte 9 focare, cele mai multe la porcii domestici din exploatațiile non-profesionale, iar 3 cazuri la mistreți. În total sunt active la nivel județean 25 de focare la suinele domestice din gospodăriile populației și 11 la mistreții de pe fondurile de vânătoare din județ. În perioada 31 iulie 5 august au fost confirmate 6 focare la porci domestici din gospodăriile populației din localitatea Grosdibodu, 2 focare în gospodării din localitatea Corabia și un focar în gospodăriile populației din localitatea Dobrosloveni. De asemenea, au fost confirmate 3 cazuri la mistreți în fondurile cinegetice, Scornicești, Seaca și Spineni. Autoritățile sanitar-veterinare au decis impunerea unor restricții privind circulația animalelor și a produselor din carne de porc pentru mai multe localități, ca măsură de prevenire a răspândirii pestei porcine africane. Concomitent cu sacrificarea animalelor confirmate cu această boală, medicii veterinari au luat decizia uciderii preventive și a altor câteva zeci de suine. Au fost 3 suspiciuni declarate, în care una într-o gospodărie la porci domestici din localitatea Cepari, aparținând de unitatea administrativ teritorială Cârlogan, una la porci domestici din localitatea dintr-o gospodărie din localitatea Gura Padini și una tot la porci domestici dintr-o gospodărie din localitatea Slatina. În total, eliminați din aceste focare în suspiciune au fost 63 de capete de suine. Focare de pestă porcină africană au fost declarate în mai multe localități din zona de sud a județului. Restricțiile ce sunt prevăzute pentru zonele de protecție vizează aproape toate localitățile de la Caracal spre Dunăre, aflate sau nu pe malul Oltului.